Bună ziua și bine m-am regăsit la Prof Online cu exerciții de matematică. Da, bine ne revedem. Le spunem prietenilor noștri să fie ochi și urechi, că facem lucruri interesante și astăzi facem tot atât de interesante, chiar mai interesante, zic eu. Să vedem. Mario, deci tema pentru acasă. Tema pentru acasă. Clasa a doua. Și acum, aș vrea să-ți propun următorul lucru. O să plecăm un pic mai ușor și o să vedem cât fac 735 plus 298. Egal cu 735 plus 298. Profesor era pătădănesc și scăde cu sute. Bun. Bine, hai acum. Este o operație la îndemână ta. Da? 5 cu 8. 3. Nu, 15. 5 cu 8. 13. Așa, 13. 3 unități și 10 o ducem la 10 acum. O 10. Avem. 10 plus 90 face 100. Și cu 30. Și cu 30, 130. Scriem 3. Și 10 o punem și 100. La... Și 100. Și 100. Ducem la 100. Punem la 100. 7. Așa. 7 și cu 1. 7 plus 2. Egal cu 9 și cu 1, 1000. 1000. Deci face 1033. Deci, în practica de zi cu zi, eu am sensat foarte bine că tu zici 5 cu 8 fac 13, 3 unități și 10 ace, o să ducem la 10, dar în exercițiile practice și așa, ca să mă reinviteze, și 1 se păstrează, 1 îl ține minte, adică 10 ace, o ducem la 10, 1, o 10. Și 1 și cu 9 fac 10 și cu 3, 13. Da? Pentru că deja pot să fac 100. Deci mai păstrez. Păi zicem așa, încă o dată. Deci 10 aceeași cu 9, 90 face 100. Eu nu mai păstrez. Păi nu mai păstrăm, dar atenție ce spun eu. Nu mai pronunțăm 10 și cu 90. Zicem 1 și cu 9. Că noi operăm pe corana... Pe coroana cu ea 10-lor. Pe coroana 10-lor suntem. De aceea zice 1 și cu 9 fac 10 și cu 3 13. 1 păstrăm, că acel 1 e 100 și acum când ne ducem la 100, înseamnă că 100 am păstrat-o. Da. Deci este corect ce spui tu, da. Dar ca să nu mai pierdem timpul vorbind. Da, așa, 700 și cu 200. 7 plus 2, 9 și 1 fac 10. Ai înțeles așa? Da, 10 da? Înseamnă pentru, 1000. Pentru 1000. Că, da, corect. 10 care 1000. Pus așa în față înseamnă 1000. Corect, da. Da? Deci, insist pe chestia asta ca să mă reinvitez la de lucru. Zice, 5 cu 8 fac 13, 3 și 1 păstrăm, 1 și cu 9, 10 și cu 3, 13, 3 am scris și 1 l-am păstrat, 1 și cu 7 fac 8 și cu, 2, 10. Deci asta trebuie să mă facem noi, ca să mărim ritmul. Eu am făcut doar 3 pătrățele. Și da? Am găsit 10 într-o pătrățică. Bun. Poveste, e bine să respecti pătrățica fiecare, ca să înțelegi tu că acolo e unități, 10, sute, mii. Eu, încă o dată și pentru prieteni, nu știu, insistăm asta, mărim ritmul de lucru dacă se subînțelege că suntem la 10 sau la 100, când zicem 7 și cu 2, 9 și cu 1 dinainte, 10. Ei bine, la 100 ne referim. De aceea punem acolo. Vreau să te întreb așa. Dacă avem 298 plus 735, ce se întâmplă? 735? Da. 298 și cu 735. De tot 1033. De tot 1033. Pentru că ați inversat termenii. Deci la adunare v-am voie să-i schimb, da? Practic, pe 298 l-am pus pe poziția întâi și nemai fiind el legat de cineva, nu mai a pus plusul. El avea cu plus. 735 l-am pus nu după. Nu l-am pus primul, l-am pus poziția a doua și e, când nu se pune la primul, când nu se pune semnul, se subînțelege că este pozitiv. Asta trebuie să o avem noi ca o convenție, să înțelegem bine asta. Da? Deci, încă o dată, 735 cu 298 este același lucru cu 298, dar numai cu 735. Da. Putem să schimbăm termeni. Comutativitate se cheamă.
asta, da? Comutativitate. Chiar să scriu. Comutativitate. Adică se comută, se schimbă pozițiile, da? Se schimbă pozițiile și iată că putem vorbi de faptul că adunarea e comutativă. Da, adunarea este comutativă. Tivă. Comutativitate. Proprietatea se numește comutativitate. Da? Se comută între ei. Bun. Acum am să merg pe o chestie foarte tare. Foarte tare. Atenție, numai noi o știm. Se și înregistrează, dar numai noi o știm pentru că... Dar nu toți o știe. O să știe toți cei care ne vizitează. Toți învățătorii spun așa, că 7 minus 2 este egal cu cine? Cu 5. Cu 5. Perfect. Dar spun foarte hotărât. Foarte hotărât spun. A, scăderea nu este comutativă. Adică nu ne putem schimba locurile. Dar la, doar dacă U este mijloc și dacă ai un număr care scade și un număr care scade încă o dată, le mulți. Am înțeles. Ajung acolo. Da. Noi știm chestia asta. Dar hai să ne oprim, mai să clarificăm o chestie care va veni o chestie deosebit importantă. Și dacă inversăm, scrie minus 5. Așa. E, un pic. Deci, acum eu vreau să ne inversez. 7, ce semn are el, subînțeles? Ce semn are el 7? 7 semn descăzut. Nu, 7 aici în față, ce are el? Ce am spus mai înainte? Când nu se pune, se subînțelege că ce semn este tot timpul? Plus. Da. Când el nu mai este legat de cineva din față, dar el are plus tot timpul. Deci, cel care nu are niciun semn, da, și pe prima poziție, este totdeauna pozitiv. Da. Cu plus. Este cu plus. Da. Și învățătoarea spune, nu schimbăm. A scăderea nu e comutativă. Da. Eu spun următorul lucru. Dacă le schimbăm între ele și punem minus 2 plus 7... Egal minus 5. Nu? Tot 5 este. Da, nu e corect. Păi nu e corect, da. Pentru că scriem egal minus 5. Nu. De ce? Pentru că așa e. Eu uite-te aici. Ia să vezi ce șmechere am făcut eu. Merită să te uiți. Le-am schimbat locurile. Da. Dar am schimbat pe 2-ul ăsta care este... Este 2-ul ăsta. Este datorie. Și am pus-o în față, pe locul 1, da? Și 7-le, care e suma din buzunar, am pus-o pe locul 2. Și minus 2 plus 7 face același lucru. Da, am să te conving de lucrul acesta, că trebuie să insist pe treaba asta, că o să vezi de ce fac eu șmecherii. Da, mi-aș fi explicat. Și atunci când e ceva mic ca ceva mare, scrie minus. Așa este. Dar aici mare este 7. Eu e puternic. Și o acoperă pe minus 2. Ca și înainte. 7 minus 2 e făcut 5. Eu spun că este același lucru. Are rost să fac asta câtă vreme schimb cu tot cu semn. Mai vreau să fie atent încă, pentru că acest lucru este esențial. Pentru că învățătoarea merge și spune că scăderea nu e comutativă, eu spun așa, dacă sunt atent și schimb cei doi termeni cu semnul lor cu tot, adică 2-ul care era aici cu minus, l-am pus pe prima poziție și 7 l-am pus pe poziția a doua, are sens, este același lucru. Bun. De ce fac asta, David? Dacă am să-ți dau o ecuație de cea cu mai multe termeni, cu o singură necunoscută, cum am avut așa, uite, hai să rezolv, să aflăm pe U din relația. 735 minus U minus 24 minus 79 minus 105 plus 79. Este egal cu 437. Ei, cum fac eu aici? Mi-ați explicat. Cum? Cele cu plus le adun, cele cu minus le adun. Deci, și practic, hai să-i organizăm așa. Și spun, băi, tot ce văd cu plus, să-i pun în un daltru. Da? Deci să zic așa, 735. Mai spune-mi tu cine mai este? 735. Plus 735 plus 5. De ce plus 5?
79. Plus 79, sigur că dacă 79 e cu plus. Plus 79. Eu nu am scris. Da? Scris plus 5. Plus 79. Așa. Egal cu 437. Trebuie să supraveghezi acolo. Da? Egal cu 47. Și acum, 735 plus 79. 5 cu 9. Stop. Ultimul a fost ultimul. Deci acum l-am adus pe ăsta. Ce cu plus să-i aduci pe toți într-o singură zonă? Să fie toți prietenii la un loc. Da? Deci 735 cu 79. Așa, 735 plus 79. Da. Și acum? M-am pozitiv, mă uite pe drum capul la altul, nu mai am. Unde mai ai trecut? 437. Cât? 437. E dincolo de gard. E după egal. N-am treabă. Stai sănătos acolo. Deci cei care sunt numai membru stâng. Numai membru stâng, ce mai am? Nu mai am pozitiv. Până la egal. Până la egal. I-am pus. Acum. Și egal într-un fel e gard. Gardul este egal. O să vedem cum ajunge acum. Și minus acum, 24. Tu ăștia care ești necunoscut, te duc la sfârșit. Te las la sfârșit pe tine. Da? Minus 24. Așa. Minus 24. Că este ăsta, minus 24, da? Da. Minus 79. Te rog să vorbești tu. Minus 105. Eu îi spui că e țelul tău. Minus 105. Și minus U. În sfârșit și U ăsta, la sfârșit îl punem. Deci ia băuși lui. Tu stai la, tocmai la sfârșit de după tine. Egal cu 437. Egal cu 437. Mario, repetăm încă o dată. Deci am avut această operație de făcut în care trebuie să găsim pe U. Băi, asta e obiectivul final. Ca să fie U, da? Și scădem și după adunăm pe astea 37. O să vedem cum facem, că am dat un număr duce în minte. Dar ce am făcut în prima etapă? În prima etapă am căutat pe toți cei cu plus și am pus toți vecine la un loc. Da, ați făcut problema asta? Sau ați făcut acum? Acum am gândit, da? Și o să faci și tu, în dat pe una. Profitul. Dar vreau să-ți înțelegi care sunt pașii. Pașii sunt ăștia. Deci cei cu plus vin pe prima poziție, apoi cei cu minus, pe toți cu minus, datoria toată, o înșirăm așa frumos, și minusul sau plusul, depinde cu ce este el. Dacă este U ăsta, dacă e cu plus, o să zicem aici. Dacă e cu minus, cu minus. Și egal cu cât? Cu 437. Povestește tu cum am procedat. Tot ce am povestit eu acum, spune așa. Ați făcut 437 minusul, minus 24, minus 79, minus 105. Și pentru că 735 este foarte mare, a scăzut în foarte multe lucruri. Cred că este partea mare. Când am gândit ieșințe, da? Da. Așa. Și am mai pus și plus 79 la sfârșit, da? Da. Ca să putem începe ieșințul, cum am gândit? Ați gândit. Ați făcut minus și nu. După aia ați pus U al doilea, adică, cum să spun? Nu vreau să spui de aici început, ce am făcut în etapa asta? În etapa aceea de jos am făcut datoriile, le-am adunat și le-am scăzut. Deci mai întâi am pus pe cei cu plus la un loc și am căutat de-a lungul relației din membru stâng. Da. Și am găsit doar doi, primul și că 79. Primul și cu. Da. Iar ceilalți au fost cu minus. Și toți ceilalți cu minus. Iar U ăsta, care era strecurat, era aruncat printre termeni, pe U ăsta necunoscută, l-am dus până la capăt. Asta trebuie să spui. L-adunăm și le scădem. O să vedem ce să facem noi, dar trebuie să vezi tehnica de lucru. Tehnica de lucru este asta. Toți cei cu plus în prim plan, după aceea toți cei cu minus pe poziția a doua și necunoscuta care îi o duce tocmai la sfârșit. Tocmai la sfârșit. Dacă nu o punem? Dacă nu o punem, înseamnă că nu este ieșitul cel dinainte. Deci dacă nu o punem la sfârșit, înseamnă că ea a fost acolo aruncată, strecurată printre termeni. Și nu mai pun, înseamnă că n-a mai fost ieșitul dinainte. Nu este același. Greșit. Și noi tocmai trebuie să aflăm necunoscuta. Asta e problema. Da.
Și acum? Și acum o facem. Sunt 735, scriem. Nu, 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 nu. Trebuie să adunăm pe ăștia. Dacă sunt amândoi. Cu plus, ia adunăm. Ții tot rândul, nu încerca să pun. Deci nu, nu ne uităm mai... Luăm de o parte, dacă vrei, să-i pun una sub alta și să adunăm pe ăsta. Te rog, vorbește tu. 700. 735. Așa. 735. El încă nu este învățat să copieze tot. Plus 29. Plus 29. Plus 79. Vezi? Plus 79. Hai. Și te rog acum să facem operație. 9 plus 5 este egal cu 14. 4 scriem în rețin. Așa. 7 cu 8. Și cu 3, 11. A, l-au pus direct. Da, am înțeles. Dar tu crezi și 3 și cu 7, 4, 10 și cu 1, 11. Îți faci mai repede cum îți vine ții. 814. Deci 11 și faci 814. Așadar, de desubt, etapa următoare este asta, să scrie. Aici zicem 814. Da, 814, adică rezultatul amânării. Și acum să vedem câtă datorie totală avem. Toți cei cu minus de o parte îi spuneai tu ce facem cu toți cei. Iadăm. Și vă spunem datoria totală. Nu îi scădem. Nu, nu, nu. Nu. Dacă îi scădem, nu mai este problemă. Păi sigur că da, dar tu înțelegi de ce? Că zici da. Minus atâta, minus atâta. Vine să vezi cât e total, cât e datoria mare, da? Și acum zicem 24, da? Cu cine adunăm? Plus. Da, plus cine? De desubt. Plus 105. Și 79. 79. Da? 79. Da, așa e. Și plus 105. Uite, aici e șmecheria. Ne așezăm foarte atent. Aici trebuie să fim foarte atenți. Unitățile, toate sunt unități. Dacă voi n-ați spus... Dacă am greșit aici, gata, s-o trecat pe tot de greșit. 4 plus 5 dă 19, 9, 18. Corect. Așa, deci avem cuția convenție, 4 și 19, 9, 18. 7 și cu 1, 8 și cu 2, 10. 7 cu 2. Da. 7 și 1 zise, 7 și 1 de la vecinul, 8, 7 și 1, 8 și pe 2, 10, 10, ca să nu uite la gândit bine. 0 da. Și 1 cu 1, 2, 8. Deci minus, o să zicem minus, toată datoria s-a făcut acum minus, cât am zis? Minus, stai să așa? 208. 208, așa, minus U, minus U, nu știu cine fie ăla, egal cu 437. Scădem. Acum, facem scăderea asta, sigur că da. 814 minus 208, să facem asta. 800. 14 minus 200. Așa. Zic tu. 4 minus 8 nu se poate. Da. Ne încălăm de la 10. 10 minus 8 dă 2 și cu 4, 6. Foarte tare, 6. 0 minus 0, 0. Corect. 2 minus 8 minus 2, 6. 6. 6. Așadar, de desubt avem 606, da? Punem acolo 606, minus U, egal cu 437. 666 minus 437. Asta era. Deci asta e scăzătorul acum. Deci, iată, suntem în etapa în care U spunem că este egal cu 606, minus 437. Hai să facem toți unele sub altele, poate mi vine mai simplu. Bine, scris. Ia să scrie, te rog. 6 minus 7 nu se poate. Da. Nu avem de la 10, ne împrumutăm la 100. Așa. 100. Lasă sutele. Deci s-au frutat la sute, bine, cum zici, că n-a găsit aici nimic. Da. Deci azi 7 minus 6, nu se poate. Și acum, de la el merge bine și să facem un efort.
Să înțelegem bine mecanismul pe care vrea să comunicăm. Sunt duci tocmai la sute. 100 minus. Stop. 100 câte 10 are? 100 are 90. Nu, 100 câte 10 are? 10, da? 10. Deci, hai să facem desfășurat ca să vadă toți prietenii noștri. Deci, hai te rog frumos că îmi place cum gândești tu. Deci, și vreau să spun 100 minus 30 de 70. Pentru că nu pot să dau direct 100 minus 7. Așa. Și de 96. Bun. Dar acum tu m-ai ajuns pe mine și ai gândit foarte bine așa. Ai luat 100 de aici, nu? Da. Și l-am, și câte 100 au rămas aici? Aici au rămas 5. Deci 500, zice 506 plus 100. Da? 506 plus 100. Că ele au fost 66, da? Da. Și 100 scade în 30. 100 minus 30. Stop, să nu greșim. Da, ca să poți să-mi rămân 70 și din 70 scad 10 și le ajung pe 6. Păi, aici tu grebești, dar trebuie să greșim. Da, hai din o dată. Te-ai luat de la 600 și ai luat 100, da? Da. 100 câte 10 are? 100 are 10, 10. O 10 o iei și rămân 9 aici. Pe poziția 10-lor rămân 90, că tu îți iei o 10, da? O 10 o iei, că 10 aceea unde o duci? 10 aceea o duci la, pentru a face scăderea lui 7. Da. Și zici, din 10, 90 mi-au rămas aici, da, pe poziția 10-lor. Da. Și din 10 aceea care e luat-o până la 100, scădem pe 7 și cât face? 10 minus 7. 10 minus 7. 3. Așa. Cu 6. Și cu 6. 3 și cu 6? 3 și cu 6, nu. 9. Bun. Acum. Zicem așa. 3 din cine scădem? Pe 3 din? Nu, minus 3. Asta e important. Vreau. Dar de ce a spus ăla de la final minus ăla de la început? Cum ăla de la final? Să-l spus. A spus 4... Cel de la 437. Deci mi-a spus de la 66. Păi tu mi-ai spus așa cu scăzătorul. Da. Este 66 minus 437. Da. Păi zici bine. Și voi scăzut 3 minus 9. Era 9 minus 3. 9 minus 3. Corect este. Nu am zis 3 minus 9. 9 minus 3. Am zis bine. Am greșit. Dacă cum am pronunțat prost așa, eu cer scuze, dar vedem filmul. Da. Dacă filmă așa, eu mi-am cerut scuzile în anticipat. 9 minus 3 este egal cu... 7. 9 minus 3 egal cu... 9 minus 3, 6. 6. Așa. Și 4 din cine?